Ritm bun de lucru pe șantierele tronsoanelor 1 și 4 ale primului drum expres din România, Pitești-Craiova. Asociarea de firme care execută lucrările de pe șantierul tronsonului 1, Craiova-Rubănești, este mobilizată în teren cu 382 de muncitori și 221 de utilaje și execută lucrări la terasamente, poduri și podețe. Stadiul fizic al lucrărilor este de 78%, iar dacă se va menține ritmul de lucru existent, sunt șanse reale ca la finalul acestui an să se poată circula pe cei 17,7 km aia acestui tronson, deși termenul contractual de finalizare este martie 2025. Valoarea acestui contract este de aproape 440 milioane lei fără TVA, suma asigurată din programul transport. Pe șantierul tronsonului 4, colonești Oarja pitești în lungime de 31,82 de km, este de asemenea o mobilizare bună și se lucrează în teren cu 656 de muncitori și 228 de utilaje la terasamente și structuri. Stadiul fizic al lucrărilor pe acest tronson a ajuns la 65%, iar dacă se păstrează mobilizarea, la finalul acestui an vom circula neîntrerupt de la Craiova la București, doar pe drum de mare viteză, drum expres și autostradă.